gata, pregătiți pentru rațiunea zilei și pe Facebook, pagina Radio Europa FM, începând din acest moment. Bine ai venit, Cătălin, bine ai revenit. Salut, te-ai descurcat ieri, tot în regulă, ai livrat frumos inimioare, trandafiraș. A primit ascultătoarea noastră, care a fost extrasă un buchet de flori nemaipomenit de frumos. L-am văzut pe WhatsApp, a trimis fotografie. Da, a fost un cupidon bun. Bravo, măi, Radu Constantinescu. Bravo la toată lumea care ieri a făcut petrecere. Tot ce trebuie a fost minunat. Am văzut foarte multe flori postate și pe rețelele de socializare. Da. Bomboane. Da, e bine, când e cu iubire și nu e cu pandemie sau cu războaie sau nu știu ce, n-avem de ce să ne plângem. Reluăm pe 24 de Dragobete. 24, da. Serios, da, de ce nu? Da, nu mai e mult, da. Nu mai e mult, dar e bine să ai două sărbători și... Și Dragobetele e al nostru, nu? Așa se spune. Da, ne punem și, da. Și ne postăm pe Facebook cât ce putem face sau pe Instagram. Despre ce va fi vorba la rațiunea zilei ne explică imediat. E greu, da. E greu? E greu, e greu, dar fiți atenți că n-aș mai vrea să las așa ca anumite lucruri din trecutul nostru să treacă și să spunem, băi, nimic nu se face în țara asta, ăștia nu fac nimic, nu știu ce. Așa că recuperez o știre de acum 4 ani cu ceva nou de astăzi și vă explic imediat. Ia să auzim. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Consiliul Concurenței din România a sancționat 6 companii farmaceutice și pe reprezentanții lor, adică reprezentanții patronatelor la nivel de plasmă, deci pe ramura de plasmă, pentru scandalul imunoglobulinei. Dacă mai țineți voi minte... 5 ani au trecut de atunci? Cam 5. 2017-2018 atunci s-a întâmplat. Aduc aminte ce s-a întâmplat. Imunoglobulina asta, căreia doamna Dăncilă, dar și domnul Vlad Voiculescu i-au spus la un moment dat imunoglobină, ca să vă aduceți aminte, că era cu râsete, cu meme, cu nu știu ce. Deci, imunoglobulina asta e un medicament care se dă unor persoane care au niște boli foarte complicate. Nu sunt foarte mulți români, nici europeni, care suferă de chestiunea asta, dar este o șansă la viață care se acordă, pe care omenirea a inventat-o și le-o dă acestor oameni. Și cumva sunt dependenți de ea. Sunt cam 1000 de... Da, sunt dependenți, adică e o pastilă fără de care viața se scurtează. Cam 1000 de oameni în țara asta zilnic au nevoie de chestiunea asta. Zilnic. Cum se administrează? Înțelegeți voi. În 2017-2018 pastilele astea nu mai erau, dispăruseră complet, vă aduceți aminte. A fost un strigă general în presă la data respectivă pentru că au murit oameni. Au murit o femeie de la Alba Iulia și cred că a mai murit cineva, oameni care, la care n-au mai primit pastilele pentru că ele nu se mai găseau, dispăruseră. Sunt și foarte mulți copii care suferă de chestiunea asta. Și atunci, ca în România, am început să dăm din colț în colț ce se petrece. A existat o supoziție la data respectivă, că de asta și Consiliul Concurenței s-a și apucat de investigații undeva în anii aceia, că există o cartelizare a acestor companii care cereau scoaterea unei taxe, se numea taxa de clawback. Practic, statul român lua o suprataxare, lua niște bani din profitul suplimentar pe care le făceau aceste companii. Și atunci companiile astea le-au zis, domnule, până când nu scoateți taxa asta, noi nu putem să livrăm, așa ziceau ei, noi nu putem să livrăm pastilele astea în România, că se calculează nu știu cum prețul și ne este foarte greu. De asemenea, ați desființat lista de medicamente esențiale, ceea ce e adevărat că guvernul PSD la un moment dat desființase lista asta, o refințase Cioloș și zice nici nu v-am mai programat, noi nici nu v-am luat în calcul, de-aia n-aveți voi pastile aici. Investigațiile ulterioare arată însă că între aceste companii a existat o înțelegere. Adică, asta zice acum Consiliul Concurenței. Sigur că el dă sancțiunea și să merge la judecat, o să vină un judecător care o să spună. Dar Consiliul Concurenței spune, nu, voi v-ați înțeles atunci să nu livrați medicamente în România ca să obligați guvernul să scoată acea taxă care vă micșora în mod evident profiturile. Zice domnul Chirițoiu la Digi24, nu contestând dreptul niciunei companii de a decide de a vinde sau nu la un anumit preț, problema e că aceste companii, în loc să ia decizii individual, selectiv, timp de câțiva ani au retras anumite produse de pe piața din România, creând o presiune de piață asupra autorităților de a schimba regulile, de a excepta aceste produse de la taxa anumită clawback.
Asta e acuzația. Am zis să vă aduc aminte, pentru că atunci acuzațiile astea și tot ce s-a întâmplat a fost folosită politic de toată lumea implicată, PSD versus tehnocrați, tehnocrați versus restul lumii. Și oamenii au avut de suferit din cauza asta. Acum mai e o fațetă aici, ca să știți, imunoglobulina asta se face din sânge de transfuzii, adică din plasmă de sânge este, se recoltează de acolo și de acolo se fac pastilele astea. Uh-huh. E, România nu a reușit de 2022 să pună la punct un sistem în care această plasmă să fie transformată într-o chestiune comercială, că de fapt despre asta e vorba, așa procedează restul statelor lumii, astfel încât ea să fie prelucrată, luată, prelucrată, plătită către donatori eventual sau la centre de donare, astfel încât să ai posibilitatea de a face mai multe astfel de pastile. Aici este o incapacitate sau o reavoință a statului. Am scris mult despre chestiunea asta. Dar ce am vrut să pun ca concluzie și ca linie în toată povestea asta este că în tipul acesta de scandaluri, când vine vorba de pastile, nu există cu tare e vinovat, cu tare e mai mult vinovat sau ăla e vinovat, ăla. Există un ghem de interese cu care trebuie să te comporți cu maximă atenție și maxim echilibru, iar dacă tu ca stat nu reușești să iei deciziile corecte, mulți oameni vor avea de suferit. În același timp, să recunoaștem că și aceste companii au procedat incorrect față de publicul lor din România. Pentru că atunci când vorbim despre suferință, putem vorbi despre suferința finală, să spun așa, adică nu exact, e o suferință... Da. Asta nu e o afacere oarecare. Este o afacere, o înțeleg, nu? Dar este o afacere menită să facă și bine. Da? Adică e menită să salveze niște vieți. Dacă o gândești ca o afacere care doar produce bani și ăsta este scopul final, mi se pare că nu mai existi moralmente ca firmă în chestiunea asta. Sunt curios și aveți promisiunea mea că atâta vreme cât voi vorbi la acest microfon, o să vă și judecata. Se va merge la judecată cu acest dosar. Și vă voi spune exact cum a hotărât justiția în această speță, chit că va fi peste 5 ani, să zicem, acest lucru. Mi se pare important. Mulțumim, Cătălin. Rațiunea zilei e la Europa FM și mâine la aceeași oră, 15:20 și România în direct de la 13:15.